Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi este ultima zi din prima săptămână de dietă din 2020. Știu că sunteți nerăbdători să vedem câte kilograme am, dar mai întâi trebuie să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta, pentru că am filmat absolut tot și apoi ne vom revedea să vedem câte kilograme am. Și pentru a avea energie m-am decis să mănânc două lingurițe de miere cu nucă, două lingurițe de api complet și o linguriță de păstură. Și bineînțeles mi-am făcut și o cafea care voi adăuga miere de rapiță, pentru că mierea de rapiță nu schimbă gustul cafelei, și două mere. Pe ziua de astăzi, câte ceas m-am? 9. Ce stai aici? Legume multe, nu? Un fel de ghiveci, așa. Și aici o salată de vinete cu ardei copți și cu puțin usturoi. Cred că o să mănânc două boluri din astea. E ora 11:30 seara și mănânc a doua porție de mâncarică din asta. Foarte multe legume. Totul vegetarian în seara asta. E foarte bun. Sunt deja la al doilea bol. Am împărțit în două mese. Un bol pe la 9 și unul la 11:30 acum. Ah, da, și între timp am mai mâncat un măr. Ăsta galben. În seara asta mănânc o porție din asta de noodles și o salată de ton cu legume. Am aici și un iaurt și porumb dulce. Hai să facem noodles-ul. Are vreo 300 de calorii și salata încă vreo 300. Foarte bună salata asta de la Lidl cu ton, porumb, fasole roșie și aici avem noodles-ul. Dulce. Și mai mănânc și patru d-astea cu patru chiftele cu două felii de pâine negră și cu muștar. O să-l mănânc cu ăsta cu miere. Așa. Am mâncat tot brucanul ăsta de marți. Și azi e vineri. În fine, am un brucan de miere și acum de nucă și acum mănânc și miere. Sănătos. Thank you.
m-am și cântărit până ați văzut voi ce am mâncat și am 124 de kilograme, 4, le puteți vedea aici. Asta înseamnă că am slăbit 1,8 kg săptămâna aceasta. Yay! Cine a urmărit și primul vlog din 2020 știe deja că am început anul acesta de la 126,2 kg. Haideți, fraților, că am scos și o foaie să-mi notez aici progresul. 124,4 kg. Săptămâna 2, da? Săptămâna 2, 124,4 kg. Am pus aici 10 săptămâni. Alta mi-a avut loc, da, o să facem ceva, asta e provizoriu. O să schimbăm tabelul ăsta. Și să vedem unde se scrie aici. Minus 1,8 kg. Bun. Este un început bun, sunt foarte fericit și vreau să vă mai spun că săptămâna aceasta am fost de câte 4 ori la sală, vineri nu am fost și am făcut circuit. Asta înseamnă că am lucrat toate grupele de mușchi, am făcut toate aparatele din sală și am început foarte ușor, după cum v-am spus și în primul vlog, că o să încep foarte, foarte ușor cu sala pentru a nu mă accidenta. Mâncarea nu am cântărit-o, însă am încercat să mănânc mai sănătos și să mă încadrez în 2000 de calorii pe zi. Am scos din dieta mea dezordonată pe care am avut-o de sărbători dulciurile și grăsimile și am încercat să introduc cât mai multe fructe și legume. Foame nu mi-a fost pentru că aproape toate caloriile le-am păstrat pentru seara, atunci când mă apucă pe mine foamea și poftele acelea nebune. Și astfel am reușit să trec mai ușor peste situațiile acelea în care ai foarte, foarte multe pofte. Pentru că în timpul zilei eu nu am pofte, mă trezesc foarte târziu, mă culc foarte târziu de asemenea și de aceea poftele pe mine mă apucă noaptea târziu și atunci este foarte, foarte nociv dacă mănânc, mai ales dacă mănânc lucruri bogate în grăsimi și zaharuri. Sper că v-a plăcut acest clip, dacă sunteți alături de mine, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal, pentru că săptămâna viitoare ne vom revedea cu un nou clip și vom vedea împreună dacă reușesc să mai slăbesc sau mă voi îngreșa. Scrieți-mi în comentarii cât credeți că o să slăbesc până săptămâna viitoare și până atunci nu uitați să faceți mișcare, să consumați produse apicole. Eu sunt Otto, vă salut, ciao! Salut până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.